E foarte bună inițiativa președintelui PSD pentru că va da posibilitatea premierului Dacian Cioloș să meargă în Parlament și să arate că datele economice din acest an sunt foarte bune. E vorba de o creștere economică de 6% în trimestrul 2. Sunt încasări peste program, dar, mă rog, despre detaliile astea și alte lucruri le va spune premierul Dacian Cioloș în Parlament. Este și o bună posibilitate de a atrage atenția în Parlament asupra inițiativelor legislative care pun presiune pe buget și, pe cale de consecință, pe deficitul aprobat tot de Parlament. Prim-ministru va merge în Parlament, așa cum a făcut-o de fiecare dată, și așteaptă doar să fie stabilită data conform procedurilor de acolo. Deci să înțelegem că a avut o discuție cu Liviu Dragnea pe această temă deja? Nu. Deci răspunsul vine doar prin dumneavoastră, nu a avut Sigur. Și o conversație telefonică? Nu a avut o conversație telefonică pe această temă.